Și pe ăștia doi tineri Domnul i-a pus împreună și după mulți ani de zile, cred că 9 ani, i-a binecuvântat și cu o fetiță, fetița lor, Lori. Mulțumim Domnului pentru slujirea pe care au făcut-o în adunare. Mulțumim tuturor instrumentiștilor care de-a lungul anilor au slujit. Mulțumim tuturor fetelor care ori în linia întâia, ori în linia a doua au slujit și au dat slavă Domnului. Aș ruga să se ridice, dacă sunt în adunare, toate fetele care au făcut parte din primul cor de fete, deci în primul an de zile care au cântat. Să vedem câte mai sunt printre noi și cam pe unde sunt. Fetele! Voi aveți fete la corul de fete! Domnul să vă binecuvânteze! Domnul să vă binecuvânteze! Al doilea și al treilea an! Rămâneți în picioare! Rămâneți în picioare, vă rog! Al doilea și al treilea an, dacă mai țineți minte, care ați intrat în al doilea și al treilea an la corul de fete? Și al patrulea an? Și al cincilea an? Și care ați cântat în corul de fete de când s-a format corul de fete? Care ați cântat în corul de fete de când s-a format corul de fete? Yes! Domnul să vă binecuvinteze din Sion, Cel care a făcut cerurile și pământul. Să știți că ne bucurăm de slujirea voastră. Avem și o atenție pentru sora Laura, pentru munca ei. Nu e o atenție ca și valoare bănească, ci e doar un simbol. Rămâneți în picioare, că nu vă dor picioarele, sunteți tineri. Avem o atenție pentru sora Laura. E doar un simbol care să-l pună undeva în casă și să le aduc aminte. Poți să-l scoți afară, că să nu faci pe frață păcătuiască. Toată lumea se întrebe oare ce a fost acolo în punga aceea, în barsa aceea. E doar un simbol cu cheia sol și cu câteva cuvinte scrise care se aduc aminte de cei 20 de ani de slujire și dedicare. Noi nu putem să răsplătim, asta nu este răsplata noastră pentru munca lor sau munca fetelor. Noi nu vă putem răsplăti, nici nu intenționăm să vă răsplătim, vrem să vă răsplătească Dumnezeu. Vrem să vă răsplătească Dumnezeu. Și noi mulțumim Domnului pentru voi și vă invit să ne ridicăm cu toții înaintea Domnului și cu capetele plecate, haideți să ne rugăm pentru familia Laura, Jan, Trif, Lori și pentru toate fetele care cântă acum și pentru toate care au cântat. Domnul să le binecuvânteze și să mulțumim Domnului pentru slujirea lor. Cu capetele plecate împreună să ne rugăm.